Gata? Da, e ok? Mulțumesc, Vlad. Două lucruri cu tine. Mulțumesc, bună ziua tuturor, pentru că astăzi suntem la grupul german ZTF, care are reprezentanța în Roma în TRV Airbag System. Am să le mulțumesc oficial gazdelor noastre pentru invitația de astăzi și pentru ocazia de a ne arăta ce fac și cum fac de a fi mai performanți în toată lumea. Această poveste de succes începe acum 10 ani, în martie 2014, când în acel moment se deschide unitatea de producție în municipiul Roma și în acel moment în administrația locală aveam ca și primar pe domnul Laurențiu Leoreanu, care, iată, printr-un efort susținut, într-un parteneriat cu reprezentanții companiei, a reușit să aducă această investiție aici la Roma și pentru început o unitate de producție, nu de această capacitate, cu doar circa 400 de angajați, dar care cu o strategie performantă, cu oameni capabili, au ajuns să se dezvolte armonios și sănătos. Consider că tot acest parcurs, administrația publică locală a avut un impact semnificativ și pozitiv și mă refer la acel moment când în 2016 primarul de atunci, domnul deputat de acum, Laurențiu Leoreanu, a promovat în Consiliul Local și a aprobat un sprijin pentru această întreprindere și care s-a ridicat la 80% din impozitul datorat administrației locale. Un moment important pentru că, așa cum știm cu toții, pentru a promova și a dezvolta un business ai nevoie de sprijin, ai nevoie de colaborare și atunci când o administrație eficientă și performantă face acest lucru, facilitează și sprijină mediul de afaceri. Același lucru l-am făcut în anul 2023, când în Consiliul Local am promovat și am aprobat o facilitate pentru mediul de afaceri în municipiul Roman. Vorbim aici de o facilitate care se poate ridica la 300.000 de euro pentru orice investitor, care dorește să implementeze și să dezvolte o afacere în municipiul Roman, atât în zona de producție și cât și în alt domeniu de activitate și să creeze noi locuri de muncă. Așa înțelegem ca administrație liberală să sprijinim și să fim alături de mediul de afaceri. Suntem conștienți că doar așa, într-un parteneriat corect și deschis, putem să performăm și să dezvoltăm societatea noastră. Iată că aici, după 10 ani, suntem la cel mai mare angajator din municipiul Roman. Vorbim de peste 1700 de angajați, vorbim de un management performant și vorbim de o colaborare deosebită și un sprijin reciproc între mediul de afaceri și administrația publică locală. De aceea doresc să-i felicit pe cei de la grupul ZTF, pe cei de la TRV Airbag Roman și totodată să le mulțumesc pentru ceea ce fac în comunitatea noastră. Și aș mai aduce în atenție un lucru foarte important. Este cel mai important partener al administrației locale pentru dezvoltarea învățământului dual. Și aici, în parteneriat cu grupul ZTF, cu colegiul tehnic Vasile Sav din municipiul Roman, dar și cu Universitatea din Suceava, într-un proiect prin Programul Național de Redresare și Reziliență, reușim să facem pe următorii ani și să construim și să pregătim oameni performanți pentru această industrie. Așadar, doresc mai departe să le urez mult succes celor de la ZTF. Vreau să le spun că administrația locală va fi un partener deschis, corect și care va promova politici liberale pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Da, și pentru că astăzi am alături de mine prieteni dragi și oameni implicați, pe care sunt convins că dumneavoastră îi cunoașteți, voi avea totuși rugămintea să îmi dați voie să îi și prezint și o să îl încep cu domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu, care este președintele Comisiei de Apărare Ordine Publică și Siguranță din Parlamentul României. Alături de mine
domnul George Lazăr, care este președintele filialei Neamța Partidului Național Liberal, domnul senator Eugen Țapu și invitații noștri, domnul George Flutur, prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, președintele Consiliului Județean Suceava și, bineînțeles, președintele Partidului Național Liberal, domnul Nicolae Ciucă, președintele Senatului și fost premier al României. Vă spunem, bine ați revenit, de fapt, în municipiul Roman, pentru că ați fost de mai multe ori și vă mulțumim pentru acest lucru. Am să-l rog pe domnul George Lazăr să... Mulțumesc, să adreseze cuvântul lui de deschidere. Sigur, bună ziua, vă spun și eu. Mulțumesc, domnule președinte al Senatului României, domnule Nicolae Ciucă, pentru vizita pe care o faceți astăzi în județul Neamț. Vă mulțumesc, domnule președinte George Flutur, pentru că sunteți alături de noi. Suntem megieri, suntem vecini și sunteți ca un frate pentru noi, județul Neamț, cei din județul Suceava, parteneri de încredere și de nădejde. Mă bucur astăzi să fiu în mijlocul unei comunități mari, unei comunități de peste 1700-1800 de oameni aici, la grupul de firme CTF. Un grup de firme care a propulsat, ca să spun așa, pe de o parte, partea economică, dar cât și partea lucrativă în zona Roma și Roma metropolitan, pentru că nu vorbim doar de municipiul Roma, vorbim de Roma și aproximativ 27 de localități în zona Roma metropolitan, aproximativ 200.000 de locuitori care locuiesc în această zonă și de aici, din această zonă, avem aproximativ 1.800 de angajați care lucrează astăzi la grupul de firme CTF. Pentru că toți suntem între oameni, toți suntem în mijlocul oamenilor și în parteneriat strâns, așa cum spunea și domnul primar Leonard Achirilo aici, așa cum a specificat de fiecare dată în intervențiile sale domnul președinte Nicolae Ciucă. Noi, liberali, suntem parteneri corecți, loiali și onești ai mediului de afaceri și suntem cei care susținem mediul antreprenorial din România și, bineînțeles, mediul antreprenorial din județul Neamț, municipiul Roman, prin măsurile fiscale, legislative și economice pe care le propunem sau le adoptăm în forurile legislative sau guvernamentale, pentru că motorul unei societăți este, o reprezintă partea economică. Din zona economică, de acolo susținem și tot ce înseamnă mediul bugetar, tot ceea ce înseamnă zona de pensii, sistem sanitar sau orice astfel de domenii sau de investiții doriți dumneavoastră. Este o bucurie pentru mine astăzi, ca alături de președintele Partidului Național Liberal, domnul Nicolae Ciucă, atât eu, pe de o parte, cât și domnul deputat Laurențiu Leoreanu, să ne angajăm într-un proiect nou, într-un proiect care înseamnă județul Neamț, care înseamnă municipiul Roman, Roman Metropolitan, într-un proiect care înseamnă Consiliul Județean Neamț, care înseamnă Primăria Municipiului Roman, și facem asta cu inima deschisă, cu gândurile cele mai bune și cele mai curate, pentru a aduce dezvoltare în zona județului Neamț, în zona municipiului Roman. Și este, zic eu, cel puțin pentru noi, cei care suntem de aici, din Roma, pentru romașcani, este o chestiune fără precedent, o chestiune istorică, aș spune, după 89, să avem candidat la președinția Consiliului Județean din Roman, primar din municipiul Roman, adică un primar romașcan 100%, ca Laurențiu Leoreanu, din punctul meu de vedere, cel mai bun primar din ultimii 34 de ani pe care Romanul l-a avut și de numele căreia se leagă foarte multe investiții în perioada anilor 2008-2017. De altfel, vorbim nu doar despre trecut, ci e important să vorbim despre prezent, uitându-ne spre viitor, pentru că viitorul pentru Roma trebuie să însemne, în primul rând, rezolvarea problemei apei curente, pentru că trebuie să recunoaștem cu toții, avem o problemă de ani de zile pe care ne-am zbătut, și eu cât am fost prefect, și Laurențiu cât a fost primar, deputat ulterior, Leo Achiriloae cât a fost primar, să rezolvăm această problemă a apei, dar nu poți să rezolva ceva care datează de ani de zile, o problemă care a devenit ca o gangrenă în zona municipiului Roman și nu doar, din păcate, o problemă care a fost lăsată de izbeliște de autoritățile publice județene, de compania județeană Apaserv, care a investit în ultimii 10 ani aproximativ 0 lei în a rezolva și a gestiona problema infrastructurii apei curente în municipiul Roman și această problemă trebuie să o rezolvăm și cu suportul Consiliului Local, a Primăriei, a Unității Administrative din Roman. Am găsit înțelegere la cei de la compania Apa Vital la Iași și suntem într-un întreg proces și juridic, dar și administrativ de a fi preluat de această companie care este mult mai rentabilă, mai performantă și care a demonstrat că poate face investiții de calitate. Pe de altă parte, municipiul Roman nu înseamnă doar probleme, ci înseamnă și presupune și investiții la care ne gândim într-un parteneriat corect,
împreună, eu împreună cu Laurențiu Leureanu, în ceea ce înseamnă dezvoltarea unui parc tematic în zona municipiului Roma care să atragă turiști, în ceea ce înseamnă crearea unei zone pietonale în centrul municipiului Roma, care înseamnă un ansamblu rezidențial, însemnând primărie renovată, însemnând acel parc din fața primăriei unde avem astăzi fontana arteziană și statuia lui Roman Mușat, care să devină un centru pietonal, o esplanadă legat cu Casa de Cultură pe care avem în intenție să o cumpărăm de la cei de la sindicate, să o modernizăm, să o renovăm, să devină un hub de afaceri și un centru pentru evenimente pentru tineri și multe alte proiecte pe care le avem în vedere pentru municipiul Roman, și asta se poate face doar într-un parteneriat solid, corect, între Consiliul Județean Neamț și Primăria Municipiului Roman. Vă mulțumesc și o să rog pe domnul deputat Leureanu să vă adreseze câteva cuvinte. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule primar, domnule senator, stimați colegi, dragi romașcani, parafrazându-l pe Petre Țuțea, aș spune, eu n-am cerut să mă nasc la Roma. A fost doar un noroc. Sunt romașcan 100%. Dar acest noroc, eu nu l-am privit ca un privilegiu, ci ca pe o responsabilitate față de comunitatea în care trăiesc. Mă cunoașteți? Sunt Laurențiu Dan Leureanu, am deținut funcția de primar de peste 2 mandate la Roman, deputat în Parlamentul României, tot cu Romanul în suflet. Sunt un om onest, un om corect, nu mi-am asumat mai mult decât pot realiza, dar mi-am asumat ceea ce trebuie și important pentru Roman să realizăm. Este foarte important să spunem că Romanul, aflat aici în centrul geometric al Moldovei, are nevoie în continuare de dezvoltare. Am chipzuit mult. Am discutat cu dumneavoastră, romașcanii, și am decis. Voi candida pentru funcția de primar al municipiului Roman la alegerile din iunie 2024. Și pentru că vorbim de onestitate, de cuvânt, de demnitate, vă spun că voi candida și voi rămâne primar pentru dezvoltarea municipiului Roman. Îmi asum împreună cu proiecte importante pentru municipiul Roman. Pentru mine prima prioritate este apa în municipiu. Este o problemă pe care cu toții o cunoaștem. N-am stat impasibil, ci deja am făcut pași importanți. Suntem într-un desfășurător foarte bine etapizat și pe care îl urmărim. Și mă voi implica 100% pentru a rezolva problema apei la Roman. 100%. Foarte important pentru mine este și infrastructura. Și nu mă refer doar la infrastructura pe apă, ci și pe canal, străzi, trotuare, alei între blocuri, căi de acces către scara blocului. Pentru că romașcanul trebuie să beneficieze de condiții moderne începând din pragul casei sale. Aceste lucruri vin să aducă mai multă dezvoltare, mai multă modernitate către fiecare cetățean din municipiul Roman. Lucru foarte important și dureros pentru municipiul Roman este sportul romașcan. Vin nu să dărâm, vin să construiesc. Să construim baze sportive, să construim echipe. Îmi doresc și Romanul are nevoie, dar are și dreptul la o echipă de performanță. Așa cum am avut și în perioada când am fost primar al municipiului Roman. Sportul de performanță este un loc în care, de-a lungul timpului, în atletism, în fotbal, în handbal, și-a găsit la Roman casa. Vreau din nou Romanul să fie acasă pentru sportul romașcan. Candidez din partea Partidului Național Liberal. Singurul partener onest, deschis al mediului de afaceri. Întotdeauna am considerat și am spus-o, mediul de afaceri este plămânul economiei locale. E nevoie de mai multă predictibilitate. Și vreau să vin și să aduc, dincolo de lucrurile deja făcute, pentru că sunt fapte pe care domnul primar Leonard Achiriloae le-a amintit și pe care, iată, le-a și continuat,
taxe și impozite prietenoase, facilități pentru crearea locurilor de muncă, dar în același timp și sprijin logistic și o birocrație redusă. Acest lucru nu doar pentru mediul de afaceri, pentru fiecare romașcan în parte, pentru că fiecare cetățean este important pentru noi. Și gândim o dezvoltare în perioada următoare, profitând de o oportunitate pe care municipiul Roman o are acum. Mă refer la construirea celor două autostrăzi. A 7, autostrada Moldovei, și a 8, autostrada Unirii, sunt cele două autostrăzi pe care tot Partidul Național Liberal le-a inițiat și demarat. Și acum sunt unii care spun că ei fac totul. Partidul Național Liberal a purces la acest drum greu, dar iată că se întâmplă. Aceste autostrăzi se vor mobila odată, la început, cu tot ceea ce înseamnă logistica autostrăzilor. Că vorbim de PECO, că vorbim de magazine, că vorbim de parcări, că vorbim de centre de aprovizionare electrice. Toate acestea se vor face la început. Iar Romanul trebuie să fie pragmatic și implicat prin conducerea administrativă să aducă aceste lucruri către Roman, pentru că sunt evident și alții. Cred că experiența din administrația locală, că a fost primar, administrația centrală, de asemenea, mi-a dat experiența, mi-a dat priceperea, mi-a dat identificarea unor pârghii, a unor mecanisme care astăzi îmi creează acest potențial de a veni la Roman. Am însuflecat și am apucat de treabă pentru ca în 2-3 ani să punem bazele dezvoltării municipiului Roman pentru cel puțin încă 15 ani. Spunem mereu că vrem să rămână tinerii acasă sau să se întoarcă acasă. Dar pentru asta trebuie să le oferim alternative. Fiecare tânăr are vise, are propriile aspirații. Dar acolo unde găsește un climat prielnic să se dezvolte personal, profesional și să-și creeze o familie frumoasă, acolo este acasă. Iar acest lucru îl avem în atenție. Prin construirea de locuri de joacă moderne, poate în tandem, așa cum am făcut anul trecut și am inaugurat cu terenuri de sportul nocturnă în proximitatea lor. Crearea de spații de socializare pentru tine, locuri de divertisment, locuințe anele. Am creionat un cartier anele care s-a dezvoltat și ulterior și trebuie să se dezvolte mai departe. Locuințe pentru tinerii specialiști care vin. S-a început și acest lucru. Trebuie continuat mai departe. De ce nu o pistă cu sisteme, cu tribune, cu standuri pentru karting, ceea ce se întâmplă la nivel mare, la Formula 1, proporțional adus pentru copiii noștri, pentru tineri, pentru a face un loc cât mai atractibil, pentru a face, așa cum spuneam, acasă mai frumos. Eu cred că toate acestea se pot realiza, dar, așa cum vă spuneam, cred că zona de nord a municipiului Roman, zona industrială, poate avea o dezvoltare accelerată în următoarea perioadă. Pentru că este foarte important să avem o dinamică rapidă. Spunea cineva, pentru ce să nu mai construi pasajul dacă se face autostrada? Tocmai pentru a crea un flux rapid, un transport de persoane, un transport de mărfuri rapid către platforma industrială în nord a orașului. Pentru că ne propunem acolo un centru logistic de afaceri, un hub de afaceri, un incubator de afaceri. Aceste lucruri le avem în față. Sunt oportunități pe care investițiile din Moldova, pentru care ne-am bătut și care, iată, se realizează, ni le aduc astăzi mai aproape. Cred că e nevoie de pricepere, de a ști, de a putea și de a vrea. Toate aceste lucruri le pun la dispoziția comunității romașcane, pentru că eu trăiesc în Roman, eu locuiesc în Roman, copiii mei locuiesc în Roman, iar eu nu voi pleca în altă parte și nici nu mă voi îngropa în alt pământ decât al Romanului. De aceea Romanul este acasă pentru mine. Romanul pentru mine este sacru. Și fiind romașcan 100%, fiecare durere a Romanului e și durerea mea. Și fiecare zâmbet a Romanului mi-aduce și mie o bucurie. Vreau să mulțumesc domnului președinte Nicolae Ciucă pentru că am găsit întotdeauna rezonanță. Ușa mi-a fost deschisă, telefonul deschis. Și ori de câte ori a fost nevoie, am primit sprijin.
chiar aș spune, acum de tura intimitate, că ne întâlnim pe bonurile Parlamentului. Salut, salut, uitam așa, salut, Laurențu, ce faci? Tot cu Romanul. Sigur, Romanul este sufletul și inima mea. Vreau să mulțumesc domnului prim-președinte Gheorghe Fluturi și președintea Consiliului Județean Suceava, un prieten de demult cu care împreună am împărtășit satisfacții, bucurii, am dus și greul și care ne-a fost alături întotdeauna când am solicitat acest lucru. Dar toate aceste lucruri nu se pot face, dragii mei, decât în echipă. Avem alături de noi prieteni, colaboratori, colegi din actuala și viitoarea echipă a Consiliului Local din Roman, pentru că echipa e pe primul loc și a vrea să fii om într-o echipă înseamnă că îți asumi împreună cu echipa greu. Nu trebuie să ne gândim la cei care merg doar din propria dorință, din orgoliu, din preamărire, pentru că își doresc ei să fie ceva. Nu! Trebuie să venim cu o echipă care să o punem în slujba comunității. Să putem face lucruri durabile, lucruri importante și vitale pentru municipiul Roman. Ambițiile personale n-am ce căuta în viziunea de dezvoltare a municipiului Roman. Viziunea unei echipe implementate pentru dezvoltarea comunității este calea succesului. Așa cum v-am spus, voi fi implicat 100%. Candidez pentru Roman, pentru că Romanul acum are o șansă imensă. Iar experiența mea, pârghiile pe care le-am identificat la București, mecanismele pe care le cunosc, atragerea fondurilor europene, pentru că știți cu toții că împreună am scris fonduri europene și am putut dezvolta municipiul Roman, nu doar în timpul mandatelor mele de primar, și după aceea, ceilalți primari care au venit au continuat din acele proiecte. Astăzi, unele din acele proiecte scrise, dezvoltarea durabilă a municipiului Roman, sunt implementate de domnul primar Achiriloae. Sunt acolo toate. Un proiect mare, un proiect important cu fonduri europene, nu începe azi, se termine mâine. El începe azi și se încheie între 5 și 10 ani. Iată că de aceea avem în față proiecte care se desfășoară de-a lungul timpului. Și vom continua. Și vom continua pentru că știm să scriem proiecte, știm să aducem bani pentru Roman. Atât fonduri europene, cât și fonduri guvernamentale. Pentru că de altfel venim și spun ca și primar, ca și deputat, nu am întrerupt continuitatea preocupării pentru Roman. Ca deputat prin amendamente la legea bugetului, prin propuneri la rectificări, prin atragere de investiții guvernamentale în Roman, am atras miliarde de lei la bugetul local. E un mod de a pune Romanul pe harta dezvoltării județului și a Moldovei, un oraș care în județul Neamț creează 51% din PIB-ul județului. În schimb, nu a fost pe harta repartizărilor bugetare de la Consiliul Județean. Până acum, Romanul a fost în alt județ. Dar împreună în această echipă, împreună cu domnul viitor președinte a Consiliului Județean, George Lază, vom reașeza Romanul pe harta județului Neamț. Romanul nu are orgolii. Romanul își cere doar dreptul să fie recunoscut ca un oraș din județul Neamț și să fie la masa corectă și onestă a repartizării fondurilor. De fondurile europene și guvernamentale ne ocupăm noi. De partea regională trebuie ca instituțiile să-și facă treaba, nu ca până acum. Acasă este Romanul pentru mine. Aducem împreună Romanul acasă în județul Neamț. Pentru asta mă voi implica 100%. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Bravo, Laurențiu. Domnule președinte, vă rog. Domnule vicepreședinte, domnilor parlamentari, domnule primar, domnule Gheorghe Lază, președinte al filialei PNL Neamț, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să revin la Roman, să revin în județul Piatra Neamț, pentru că aici există, după cum ați văzut, o echipă foarte inimoasă. A existat dintotdeauna, pentru că până la urmă, dincolo de vorbe, după noi rămân faptele, iar locul în care ne găsim acum reprezintă o decizie care cu mulți ani în urmă a dovedit că este una cât se poate de binevenită, pentru că iată astăzi
Vorbim de o unitate industrială care asigură locuri de muncă la peste 1700 de oameni, care are o dinamică a dezvoltării începând din anul 2014 și în urma activității de prezentare pe care conducerea ne-a făcut-o, rezultă că au și planuri de viitor și asta înseamnă deja un nivel de ambiție, o perspectivă și o proiecție pentru ceea ce înseamnă această unitate destul de importantă pentru județul Neamț, ca să nu mai vorbim de cât de importantă este pentru municipiul Roman și zona metropolitană. Ceea ce am desprins din discuțiile pe care le-am avut aici, că trebuie să menționăm acest aspect, este faptul că mediul de afaceri, investitorii români, mediul de afaceri care generează și dezvoltă capitalul românesc, investitorii străini, la unison ne cer să avem o predictibilitate a tot ceea ce înseamnă fiscalitatea pentru a avea o proiecție de dezvoltare a afacerii pe termen mediu și lung. Spun chestiunea aceasta pentru că toate aceste volte ale schimbărilor în regulile de fiscalitate produc anumite dezechilibre și trăim într-o lume care se află într-o competiție permanentă, iar competitivitatea este absolut esențială în ceea ce privește existența în piață și dezvoltarea oricărei unități de producție sau oricărei afaceri, pentru că despre asta discutăm. Revenind la evenimentul de astăzi, avem de-a stânga și de-a dreapta doi nemțeni, doi romașcani, că așa s-au prezentat fiecare dintre ei, pe George Lazar și pe domnul Laurențiu Leoreanu. George Lazar vine pe o proiecție care va, din perspectiva mea, va rezolva această problemă, că acum până să vă ascult, eu credeam că n-am să aveți probleme doar cu podurile, dar bag de seamă că aveți și cu apa. Ca atare, am văzut că s-au angajat și se angajează cât se poate de energic, pentru că este un politician tânăr, este un președinte de filială tânăr, care a reușit să coaguleze o echipă cu care să radiografieze care sunt problemele județului Neamț, care sunt problemele fiecărui municipiu și fiecărei comune, pentru a putea să vină cu o perspectivă clară asupra ceea ce are de făcut. Eu personal am cerut fiecăruia dintre ei să aibă o abordare în care să vorbească mai puțin și să lase faptele să spună despre ei și cetățenii să îi aprecieze pe măsura realizărilor, nu a promisiunilor. De ce spun toate chestiunile astea? Pentru că domnul Laurențiu Leoreanu a avut două mandate de primar și două mandate de parlamentar. În cele două mandate de primar a lăsat în urma dumnealui, iată, realizări care, practic, nu au făcut altceva decât să vină în beneficiu cetățenilor din Roman și din zona metropolitană. Nu a făcut altceva decât să vadă cum poate să
aducă mai multe investiții și mi-aduc aminte, trebuie să spunem că îl cunosc din anul 2011, când îmi desfășuram activitatea în regiunea Moldovei și atunci discutam și prezenta cu foarte mult entuziasm proiectele pe care le are în dezvoltare. Astăzi, iată, suntem la unul dintre ele, sunt și altele pe care domnia sa le-a realizat. După cele două mandate a mers să desfășoare activitate politică în Parlamentul României, se întoarce și se angajează din nou pentru a putea să își ducă mai departe alături de cetățenii municipiului Roman, alături de echipa Partidului Național Liberal, o serie întreagă de proiecte pentru care se angajează foarte ambițios să le ducă la bun sfârșit. Ceea ce este important și am dezlușit de asemenea din dialogul pe care l-am avut cu conducerea ZDF și cu colegii mei liberali, este faptul că dincolo de aceste probleme ale urbei, sunt problemele care țin în continuare de infrastructură. Și s-a vorbit de autostrada Moldovei A7 și de autostrada Unirii A8. Iar conducerea acestei unități industriale a subliniat cât se poate de bine nevoia ca această infrastructură să se finalizeze. Dacă ea nu ar fi fost începută de către Partidul Național Liberal în urmă cu 3-4 ani de zile, astăzi nu discutam despre apropierea de finalizarea unor tronsoane și în scurt timp a întregului proiect de autostrada A7 Ploiești-Pașcani și domnul președinte Fruturacii, din discuțiile pe care le-am avut acum vreo 2-3 săptămâni, când a fost la București, domnia sa a mers și s-a convins că ne duce mai departe de la Pașcani către Suceava-Siret și iată, va exista o prelungire a autostrăzii A7 până la Suceava și până la Siret. A8-ul este foarte important pentru că dacă privim care este fluxul atât al logisticii de materiale și echipamente care vin spre Roman, dar în mod deosebit fluxul livrării produselor din Roman, toate merg către vest și este absolut necesar ca această infrastructură să existe și să faciliteze, pentru că știm cu toții, orice costă. Iar în competiția dintre mediul de afaceri, dintre mediile de afaceri, competitivitatea este cea care generează succesul. Ca atare, avem nevoie de această infrastructură. Avem nevoie de infrastructura feroviară. Avem nevoie de tot ceea ce înseamnă partea aceasta de interconectare la nivel regional și la, la nivelul vecinilor noștri, interconectarea cu Republica Moldova și cu Ucraina, pentru că dezvoltarea se va putea realiza și în proiecte care țin de arealul acesta al regiunii de nord-est a Moldovei, cu vecinii noștri și cu tot ceea ce poate să însemne oportunități de business. S-a vorbit despre, prioritățile noastre în ceea ce privește capitalul românesc, mediul de afaceri. Eu aș vrea să subliniez că toate acestea, și capitalul românesc și mediul de afaceri, trebuie să aibă ca principal obiectiv creșterea clasei de mijloc în societatea noastră, pentru că avem nevoie de creșterea prosperității, de creșterea bunăstării, de creșterea salariilor, de locuri de muncă mai bine plătite. Iar toate acestea le menționez pentru că mă întorc la ceea ce spuneam un pic mai devreme, nevoia de dezvoltare a interconectării. Fără o interconectare, fără asigurarea acestui sistem artere a
autonomiei, nu putem să discutăm și doar vorbim în van despre proiecte care nu se vor realiza niciodată. Eu doresc să îi felicit atât pe George Lazar, cât și pe Laurențiu Leoreanu pentru angajamentul și disponibilitatea pe care o au, ca fiind reprezentanți de bază, de la vârful Partidului Național Liberal în filiala Neamț, să se angajeze în această competiție politică și Neamțul, județul Neamț are în momentul de față suficiente argumente să își îndrepte atenția către politicile de dreapta, pentru că politicile de dreapta nu au făcut nimic altceva decât să asigure dezvoltare, să asigure proiecte care, așa cum știți mai bine decât mine, au vizat atragerea de bani europeni, atragerea de fonduri guvernamentale, care au vizat dezvoltarea sistemului de educație și sistemului de sănătate. Avem aici de față și pe domnul primar, și pe domnul viitor primar, împreună au vorbit despre învățământ și știu dumneavoastră de ce. Învățământul dual este o componentă pe care am introdus-o în noile legi ale educației, iar conexiunea aceasta pe verticală către nord la Universitatea din Suceava este absolut necesară, ținând cont de faptul că noile campusuri de învățământ dual se vor dezvolta pe un model care a fost foarte, foarte bine materializat în zona Cluj, Alba Iulia, Brașov, acolo unde companiile care au reușit să se înrădăcineze bine la teren, au simțit nevoia aceasta de forță de muncă și forță de muncă tânără, care să fie în măsură să gestioneze dezvoltările din domeniul tehnologic. Și aici s-a vorbit foarte mult despre investiții în linii tehnologice noi, care presupun de la sine o altă pregătire a forței de muncă și o altă abordare în ceea ce înseamnă partea aceasta de îndeletniciri și pregătire pentru proiectele pe care le au în dezvoltare. Ca atare, iată, sunt o serie întreagă de obiective pe care și le-au asumat și cu care sunt convins că vor merge mai departe, pentru că au credibilitate prin ceea ce au făcut. Eu le doresc succes și sper ca prin ceea ce veți face de aici înainte și modalitatea în care veți avea dialogul permanent cu cetățenii, să reușiți să-i convingeți că nu există altă soluție pentru Roman și pentru județul Neamț decât cea liberală. Doamne ajută! Vă mulțumim tuturor pentru prezența la declarația de presă. Conferința de presă avem la sediul Partidului Național Liberal la ora anunțată. La conferința de presă o să vă răspundem și la întrebări. Suntem contra timp, dacă domnul.